dimineața, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă prezint o nadă de la MG Carp. Astăzi eu voi pescui de la MG Carp cu nada râmeș și vermuș pentru apă rece. Este de culoare roșie. Și să vedem cum se prepară. La această nadă este foarte important să o preparați exact cum scrie pe pungă, dar acum, în funcție de cantitatea de nadă, voi veți pune apa și eventual acest lichid secret. Foarte, foarte bun. Așa, eu voi pescui, pentru început îmi voi face o pungă de jumătate de kilogram de nadă. Pentru această cantitate, eu, teoretic la un kilogram de nadă, vine pus 200 de mililitri de acest lichid secret. Eu voi pune 100 de mililitri. Este foarte ușor de măsurat, deoarece, nu știu dacă se vede bine în filmare, această sticluță de jumătate de litru are gradație și voi pune 100 de mililitri. Iar acum vom mesteca foarte, foarte bine, timp de 2-3 minute cu mâna. Până se omogenizează. Am rost puternic de grill, bine, de grill de... Voi opri filmarea și voi amesteca eu mai departe. Dragi prieteni, iată, după ce am lăsat nada circa 20 de minute, ea este umectată, dar nu este suficient. Iar pentru toată treaba asta, după ce am adurcat acei, în cazul meu, la jumătate de kil de nadă, 100 de mililitri de agent secret, trebuie să mai adăugăm, teoretic, la un kil de nadă, 150 de mililitri de apă, la jumătate de kilogram, cam 75 de mililitri. Așa, o jumătate de conservă de asta. O umestem și o mai lăsăm circa 10 minute. După ce amestecăm, bineînțeles, foarte bine. Între timp, eu mi-am făcut bețele. Am legat două cârlige. Și acum să vedeți, după ce o lăsăm acele 10 minute, așa. Să vedeți ce fain se va face. Este o nadă bogată în făină de pește, în cril, în râme, în vieri.
dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-am strâns un număr mare. Adică am făcut suma de 1000 de abonați. Vă mulțumesc frumos, sunteți alături de mine. Și ce să mai... Sunteți minunați. Dragi prieteni, pentru început vom pescui cu aceste scope bafteruri de 6 mm de la MG Carp, de Scopex. E bun! Uitați cum arată. Punem pe cârlit. Utilizează foarte, foarte bine. Am pescuit cu un metod de la Preston Small. 30 de grame. Uitați cum arată nada pe metod. Foarte, foarte bine. Aici vom folosi un bafter de krill, tot de 6 mm, tot de la MG Carp. Cu această lansetă vom pescui puțin mai în față. De primul captură. Încă de fel frumos. Îl iau asta? Nu, vreau nu știu. E un călășel frumos. Trebuie mincioc. Da. Are. Gata, ușor, ușor, ușor. Da. Nu te mai agita. Nu mai agita. E la mine?
Că-i plătit ca salată. Alt caraf. Prieteni, eu mi-am uitat mincioco acasă. Momentan n-am luat niciun pește de pe patul de nadă cu lanseta din dreapta, dau în patul de nadă lipsat, iar cu ăsta alt la intercepție, dar n-am luat niciun pește de pe patul de nadă. Au venit cei doi carași de la pescuitul la intercepție. Am uitat mincioc acasă în pusa de la juvelnic. Noroc ăsta. Mai sunt ceva prieteni aici, doar că sunt un pic mai departe de... Dragi prieteni, cam asta a fost și pe ziua de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal. Asta a fost partida mea de astăzi de pescuit. Ce să mai zic? Vă mai mulțumesc încă o dată pentru cei 1000 de abonați. Nu. Vă mulțumesc pentru cei 1000 de abonați. Și ne vedem probabil la anul. Nu voi mai posta anul ăsta. Vă mulțumesc frumos. O zi faină în continuare. La revedere.